De ce trebuie să facă tinerii politică? E nevoie de idealismul, de inteligența și dăruirea tinerilor în politică. Întotdeauna când a intervenit o criză de încredere în sistemul politic și România este în această situație, regenerarea nu a putut veni decât dinspre forța tineretului. De aceea, cred că spun un lucru aproape banal, dar îl rostesc cât se poate de apăsat. Veniți tineri în politică și veniți să susțineți o adevărată regenerare politică a României, pentru că ne pândește riscul să apară pe fondul acestei crize de încredere ideologii extremiste. Europa e deja afectată aproape în toate țările de o asemenea tentație și ea ar fi extrem de greu de gestionat de România, având în vedere contextul geopolitic special al țării. E mai simplu să gestionezi, să zicem, un mic, să zicem, curent într-o țară bine așezată democratic, decât într-o țară care de-abia își construiește fundamentele politice.